Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate, suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. V-am spus cel puțin de 3 ori în săptămânile trecute, am avut o grămadă de cârcotași și cârcoteli. Bă, că de unde știe ăla, că vorbește gura fără el, că la B1, zice Barbu, v-am spus că doamna Dăncilă este președinte începând de joi seara? Joia trecută. Da, este președintele PSD-ului. N-a fost decât o confirmare la vot. V-am spus că oamenii doamnei Dăncilă vor fi echipa de lideri? Da. Iete pe Fifor și iete pe Teodorovici. Nicio șansă n-au avut. Terminați-vă cu Pleșoianu, cu Șerban Nicolae, cu... Este o prosteală fără margine. Echipa premierului care e cu țechinii, cu bănuții, cu Ministerul Dezvoltării, cu programul pentru sate, cu gaze, cu asfaltări, cu 10 miliarde de euro... Ia câștigă alegerile, terminați-vă cu tâmpenile. Restul sunt povești. Eu mă mir cum a luat Pleșoianu la 700 de voturi. Asta e un semnal bun. Chapeau, ba. Pleșoianu a luat 700 de voturi. În schimb, Șerban Nicolae, Codrin Ștefănescu, carne de tun. I-au făcut la concasor, la concasorul de voturi, i-au făcut muci. Invitați astăzi doi lideri sindicali extrem de importanți. Pentru mine și nu numai pentru mine, și pentru voi cei de acasă. Mitică, și anume Coarnă, ca să evit cacofonia. Și Sorin Dragnea, fără A, că ăla cu A e la Rahova de maximă siguranță. Acum ideea este așa. Acum Dragnea, acum chiar că nu mai are niciun. Bă, asta e părerea ta. Știi când lucrează Dragnea din spatele gratilor? Mult, crede-mă. Din informații pe care nu vreau să le... A căror sursă nu o pot divulga. Dar crede-mă că lucrează Dragnea din spatele gratilor ca dracii arei. Oameni buni, v-am dat știrea cu voturi. N-are sens. Scrie pe banda galbenă undeva numărul de voturi. 2800, 2000. Cât a vrut Dăncilă, câte voturi a avut? Să nu vă imaginați că acolo a fost vreo variabilă. Niciuna. Am o grămadă de știri, nu știu cu care să încep. Știți care a fost prima promisiune a echipei lui Dăncilă? A doamnei Dăncilă? Echipa aceasta, făcută prin vocea lui Fifor. O să revenim la această informație. Cresc salariile. Cresc salariile în funcție de salariul mediu. Cum or să crească salariile? Va crește în România. Cum cresc un pic salariile? Nu știu cum. În economie va crește și salariul minim și salariul nu știu care. Deci prima promisiune a echipei Dăncilă, cresc salariile. Europa dispută de criză. Europa se gândește cum să soluționeze. Bă, la noi este cu creștere de salarii și cu amnistie fiscală. Vom reveni la amnistia fiscală pentru că este un subiect extrem de interesant. Foarte mulți proști, știu. Acum îmi vizez direct conducerea, dar hai să tăiem cuvântul proști că mă dau afară cei de la B1. Dom'le, foarte mulți oameni, nu mai folosim cuvinte dure, și-au plătit datoriile la stat. Au dat până la ultimul leu. Ultimul țechin ANAF-ului și tuturor, și fiscului și tuturor. Și acum se uită cum ăia care în aceeași perioadă cu ei n-au dat niciun leu, beneficiază de amnistie fiscală. Fără ca cei care au plătit la timp, am mai spus-o și o să o repet până înțelege tot poporul român cum se face politică în țara asta frumoasă, dar din păcate locuită. Păi bă, dacă ai fost bun, nu dai și mie o prăjitură, un profiterol. Nu știu, un bilet la film. Bă, o apă plată la temperatura camerei fără lămâie că nu particip la mis. Eu ăla care am dat miliarde la bugetul statului la timp. Bine, trei sondaje avem azi. Trei sondaje care arată cum stau lucrurile în București. O să le comentăm imediat. Cum stau lucrurile în București la simpatie? Cum stau la vot în cazul în care mâine, duminica viitoare, ar fi alegeri? Bătălie mare între Firea. Eu nu înțeleg, jur. Jur că nu înțeleg. Bătălie mare între Firea, conform sondajelor, o să vedeți, vă arată imediat Teddy. Aoleu, știrea emisiunii, lăsați-o pe asta cu Dăncilă, cu Mitică Coarnă, cu Sorin Dragnea. A venit Teddy din Grecia. Mi s-a întors producătorul, frate. Deci acum, celebra pereche este la locul ei. Închid această știre magnifică de s-a întors Teddy la muncă. Și revin la cele trei sondaje și la zornăitul de cătușe. Dacă facem un pic liniște în platou, liniște dacă facem. Se aude, e atât de aproape Ministerul de Interne, că se aude sunet de metal. Ca și cum un polițist și-ar scoate din acea teșcherea mică neagră de la brâu cătușele și le-ar zornăi la mișto pe la urechile cuiva. Bă, eu le aud. Și l-am întrebat pe Coarnă când a venit. Bă, Mitică, eu așa am scris. Mi-a făcut cu ochiul, jmecherește așa ca un lider adevărat de sindicat național al polițistilor și mi-a zis, bă, Tudor, dar ce informație e tu? Că eu de acolo vin, de la o ședință, tamam pe temă. Ia zi, Mitică, să începem cu asta. Păi să începem cu asta. De ce se aude zornăi de cătușe? De ce spune lumea că sunt amenințate?
din țări, cei de la Național, am o știre și o să dă știrea, Teddy. Nu doar cei de la Național, foarte multă lume din presă spune că în Ministerul de Interne se cer capete, li se cer unor oameni extrem de profesioniști să plece din funcții. Păi dai de mult povestea asta. Nu, domnule, acum, lasă aia de mult. Acum s-a acutizat, dar la noi e o practică lucrul ăsta, în momentul în care refuzi să pleci din funcție, pentru că trebuie să vină un neavenit, un neșcolit, unul care a fost probabil sau este în zona politică, dacă tu refuzi pentru că ai venit prin concurs și ai ocupat funcția conform legii, atunci o să încerce ce? Să te cerceteze disciplinar sau să-ți facă dosar penal. Și avem, dacă vreți, și exemple concrete. Avem la Piatra Neamț, inspectorul șef de acolo, care, ați auzit de domnul Humă? Domnul Humă este șeful corpului de control al ministrului de interne, Carmen Dan, cel mai bun executat din ultimii 25 de ani. Nu contează. Uitați-vă și din bugetul.ro.com, mă rog, din bugetul, colegii de la bugetul scriu așa, denunțuri pe bandă rulantă cerute de Carmen Dan, amenințări cu cătușe în Ministerul de Interne. Două mai jos, o vadă lumea și pe Carmen Dan, nu-i tăia frumusețe de ochi, are niște ochi frumoși, femeia asta, ceva de speriat. Și atât, așa, deci știrea este că au loc denunțuri. Vă spun, sunt multe, multe publicații care și-au trimis investigatorii, jurnaliști de anchetă să investigheze. E așa pare a fi. Mi-a venit coarna în emisiune și mi-a confirmat. Se cere capul unor oameni din structuri foarte importante. Da. Am înțeles că și jandarmeria e vizată, da. serviciul de informații ăla de control intern e vizat. Dar sunt mai multe servicii vizate. Problema de fond este că nu așa se rezolvă problema. Dacă existau frânturi de infracțiuni sau de informații cu privire la comiterea infracțiuni, trebuia declanșată cercetarea din ofici, nu trebuie neapărat să faci denunț, pentru că majoritatea infracțiunilor pentru care se cere acel denunț are mod de sesizare din oficiu. Dar nu au acest curaj ei. Sunt foarte multe lucruri în zona infracțiunii în Ministerul de Interne. Eu spuneam de mult și spun de mult lucrul ăsta, dacă vreți să o analizăm, într-o zonă a corectitudinii și a bunului simț. Sigur, Dragne, că amnistie fiscală concomitent, amnistie fiscală, să dai și știrea, Teddy. Amnistie fiscală cu, atenție, vădă, Teddy, cu știre, creștere de salarii anunțată, nu s-a uscat cerneala pe procesul verbal de la Congresul PSD, acum sâmbătă. Păi și a venit noul secretar general de a lua locul lui Codrin Ștefănescu, domnul Fifor, știți? Mihai Fifor. Și a anunțat creștere de salarii. Băi, este un lucru foarte bun. Jur. Creștere de pensii și de salarii, lucruri minunate care ne bucură pe toți, toată țara. Ne bucurăm. Zii, Sorin. Să nu zici nimic de rău, că vă vizează, frate. Credeți bugetari. Cred că și Tudor Barbu, dacă ar fi venit secretar general la Partidul Social Democrat, ar fi anunțat că urmează creștere de salariu pentru că urmează respectarea legii. Avem o lege a salarizării unitare care prevede de la 1 ianuarie 2020, dacă între timp nu s-au încheiat alte acorduri cu Guvernul României în preajma zilei de 1 decembrie 2018, care prevede o nouă tranșă de apropiere de grila din 2022. Nu mă că n-ai înțeles, domnul Dragă. Anunțul pe care îl vede lumea pe ecran acum nu se referă la ceea ce e în programul de guvernare și avizat de la întâi. Nu. Păi stați alte creșteri salariale, funcție de... Dă-mă știrea să vadă. Creșteri salariale cap-coadă. Nu mă, mai ridică puțin știrea să vezi. Nu mă lua la mișto, mă, Sorine, că nu e așa. E vorba de creșteri de salariale... Da, nu pot să citesc din fontul ăsta, e de font mic. E vorba de raportare... Bravo, mă, zi mitică. E vorba de VRS aici. Adică. Valoarea de referință sectorială va crește odată cu majorarea salariului de bază minim brut. Ați înțeles, domnul Dragne? Deci, pe lângă, nu mai zâmbi, că știu că-ți convine și ție și lui Cornă vă convine. Râdeți, mânzește. Numai că sunteți în platoul unei televiziuni private. De ce a spus Sorin bine? Băi, președinților. Să vă spun de ce a spus Sorin bine. Pentru că acum s-a calculat pentru 2022 pe un VRS de 2500. Valoarea de referință sectorială, care înseamnă 2500 de lei, aia... Deci, așa ca să înțeleagă oamenii, în 2022, salariul de bază minim brut va trebui să fie 2500 de lei, pentru că așa s-a calculat, dacă vreți, coeficientul de rafizare. Voi zâmbiți satisfăcuți că vă mai crește salariul un plus față de cât era prevăzut cu VRS-ul ăsta, Nu, așa e făcută legea, nu. Nu ne pune să o luăm pe persoană fizică, pentru că această lege există. Și în momentul în care ea nu se va aplica, ce vor păți Dragnea și cu Coarnă cu procesele care urmează de acum încolo și cu care le tragem din 2008, din 2007 și până acum și colegii noștri n-au intrat nici până acum în posesia sumelor restante, numai noi știm. Deci nu e nicio bucurie că se anunță creșteri care nu sunt. Dar nu plângeți, uitați-vă la doi bugetari necăjiți. Domnul Barbu, stați un pic, că eu nu sunt bugetar.
Eu am salariu din fonduri private, ca să ne înțelegem. Reprezentați bugetari. Aia e altă discuție. Ca și domnul Dragnea. Aia e altă discuție. Și niște bugetari de toate socială. Da, da, și educația. Dumneavoastră, cu tot respectul, transmiteți o informație falsă. Care, domne? Aceea cum că domnul Fifor ar fi spus că majorează altfel salariile decât sunt în lege. Noi prima tranșă de majorare de 1 pe 4 față de 2022 am primit în 2019. Nu ne-a acoperit nici inflația și nici ce vreți dumneavoastră creșterile de prețuri. Corect. Suntem pe joc cu sumă zero. În 2020 o să vedem dacă o să aibă bani să aplice a doua tranșă de 1 pe 4. În aceeași logică a legii 153, da, articolul 38. Voi bugetari, deci voi bugetari știți. Auzi, voi bugetari știți că de la 1 iulie, adică de la de azi, așa? N-a început doar bacul, ci a început și scumpirea curentul electric, da, pentru da, distribuție. Am spus mai devreme lucrul ăsta. Știți că au început să crească prețurile așa. Am spus mai devreme așa. Că majorarea de 1 pe 4 nici nu a acoperit creșterile din zona produselor. Am spus lucrul ăsta. Da, despre lucrul ăsta vorbim de luni de zile. Noi cred că suntem printre foarte puțini din mișcarea sindicală care am atras atenția de când s-a vorbit de negociere, că n-a fost nicio negociere pe legea salarizării unitare. Atenție că această lege trebuie să aibă acoperire în bugetul anual, în bugetul fiecărui an de acum încolo. Deci legea aceasta intră în vigoare în 2022. Polițiștii, profesori, printre alții, au primit doar o tranșă, nu ca alte categorii socioprofesionale care deja sunt la grila din 2022. Ca atare, în momentul de față nu există decât zânzanie în cancelarie, pentru că s-au blocat. Sunt profesori care au salariile mai mici acum decât le-ar fi avut dacă n-ar fi intrat în vigoare legea asta. Vă spun eu cu profesorii că soția mea e în învățământ. Vă explic eu imediat. Păi nu mai bine spune un profesor. Păi, haide să vedem. Omul e pățit acasă. Ia, haideți să vedem. Păi, ca după să ce l-am majorat salariul în ianuarie din 2019 cu 1 pe 4, a luat bani mai puțin decât în decembrie 2018. Nu cred. Păi, vă arăt totul. Dacă n-ar fi intrat în vigoare legea salarizării... Deci, în momentul în care am majorat cu 1 pe 4 salariul de la 1 ianuarie, restul de plată din februarie a fost mai mic decât restul de plată din decembrie 2018. Pe bune, Sorine? Dom'le, se întâmplă în felul următor. Dacă n-ar fi intrat legea în vigoare, ar fi aici funcționat vorba în continuare... Ministerul Învățământului. Da, poate auzi de doamna Ecaterina Andreescu. Tranșele de vechime anterioare. Dar tranșele din vechime anterioare, odată cu intrarea în vigoare a legii salarizării unitare, au dispărut. Acum avem și în învățământ, tranșa superioară, cea mai mare, este peste 25 de ani vechime. Și în momentul de față avem colegi care au aceeași vechime, dar au intrat în tranșa respectivă la date diferite și primesc salarii total diferite. Mai mici. Mai mici, domnule, decât dacă n-ar fi intrat în vigoare. Cum majorează. De ce credeți, deci legea asta de ce va fi că au ajuns ei la 23% cu 18%? Pentru că au mințit. Au mințit cu o nerușinare din asta fantastic de, nu știu cum să vă spun, eu nu găsesc cuvântul ca să nu zignesc într-un fel. Adică tu spui că ai majorat salarii și tu pierzi alegerile. Acum sunt la 17-18%. Dacă ați fi să fiți gazetari, nu sunteți președinți, nu de suntem, mari președinți, nu. Și foarte, foarte iubiți de sindicaliști. Ați fi doi bieți gazetari. Așa. Aici, la B1, ați avea emisiune. Așa, da. Și ar trebui să spuneți oamenilor care e părerea voastră de gazetari, de realizatori, de emisiuni. Așa. Despre amnistia fiscală din păi România. Păi dacă n-am reușit cu aia penală, o facem pe aia fiscală. Nu, dar vorbesc serios. Acum lăsând... Păi eu vorbesc foarte serios. Sunteți niște oameni la dumneavoastră, domnul... Dar noi suntem numai pe amnistie. Dacă ați fi gazetari, ia vorbiți voi, doi domnule, de amnistie mitică. Vă spune de amnistie. Cine a făcut o faptă penală să facă pușcărie până la capătul sancțiunii penale propusă de instanță, stabilită de instanță, iar la bani să plătim toți. Ce, nu facem amnistie penală, stăm la asta fiscală, plătesc decât fraierii și hoții și tâlharii. Tu ce îi spune gazetarule Dragne? Sau dacă vrei, lecție la școală, la tine la școală, o școală celebră în sectorul 1, școala 3, dacă nu mă înșel. Cât am? Un minut? Un minut? Zic, vine mă? Nicolae Titor. Bă, Nicolae Titorescu, acolo predai, nu? Nu, eu predau la Mihai, colegii Mihai întâi. Ah, la Mihai întâi, colegi, da, iartă. Am un minut? Da, un minut, da. Dom'le, când ne asociem noi împreună, dacă facem asociația Lucior cu cămăși aproape albe în această emisiune, stabilim fiecare dintre noi o contribuție. Da. În baza salariului pe care le avem. Asociația noastră funcționează atât timp cât noi punem toți banii în această, corect, în această asociație. Statul român funcționează dacă toți, absolut toți punem banii în acel buzunar care iar se numește care bugetul pune, ăsta, iar ăla care nu pune ar trebui obligat să pună sau pe vremuri era dat afară din societate. Păi da, prietene, dar ce nu știi tu și nici Mitică, noi știm. Este că, de exemplu, îți dau un exemplu pe care eu accentul îl cunosc foarte bine. Complexul energetic Oltenia are mii de angajați, nu mai știe nimeni cât. 10.000, 12.000, 9.000, 11.000, nu contează de angajați. Mitică, lasă puțin Facebook-ul, știu că e mai important ca emisiunea mea. Nu, da. Are un trafic pe Facebook, nebunie mare. Se uită lumea. Bineînțeles că Facebook-ul lui Coarnă este foarte implicat, pentru că el este implicat la B1 în emisiune. Mitică. Vă rog.
Ți-am dat un exemplu despre ce înseamnă evaziune fiscală sau furt sau amnistie fiscală, cum vreți voi. Așa. O complexă energetică Oltenia cu mii și mii de oameni care cărora li s-au oprit banii, nu au plătit cotizațiile la stat toți. Adică patronatul care e de stat, adică statul român s-a ars pe el însuși. Corect. Și constatăm că e vorba și de voturi, și de județul Gorj, care e PSD până în măduva oaselor și de alea, au zis, băi, mai bine dăm amnistie fiscală, atenție că sunt foarte multe firme de stat, unde managementul defectuos, Căpușala, interlopii, firme căpușe, acolo dădeam exemplu, microcarierele din Gorj, care sunt niște căpușe uriașe la adresa carierelor mari din minerit. Și așa mai departe. Dar atenție, ce trebuie să înțeleagă telespectatorul, fiecare cetățean în aceste țări, că nu angajatul de la complexul respectiv, omul ăla n-a încasat ăla, mai mult bani. S-a oprit banii. Ăla i s-a oprit s-a banii. Ăla a plătit da? La ultimul leu. Și mai departe, cel care trebuia să-i plătească și care trebuie să răspundă inclusiv penal, conform declarațiile doamnei Orguța Vasilescu, da? Că da. De-aia a mutat contribuțiile din sarcina angajatului ăla, ca să ne asigurăm că angajatorul le plătește acum. Da? Da? Până acum vedem că nu se întâmplă nimic. Și în loc să auzim zornătul de cătușe la mâinile lor, noi facem amnistie fiscală. Păi de mâine! Dacă Dragne, Barbu și cu coarnă nu plătesc, ce li se întâmplă? Poprire pe conturi, pentru că nu suntem șmecheri. Că îți oprește contul și cardul și casa și toată familia de oprește într-o jumătate de oră. Bine, e o țară în care șmecherii știu exact când vine amnistia și știu exact că nu trebuie să plătească la stat pentru că o să vină Teodorovici cu ai lui. Dar numai o întrebare. La statul Dragnea și iartă de datorii. Mai pus să fiu gazetar. Da. Am o întrebare gazetarească. O să aflăm și noi odată cu transparență totală lista celor care au fost amnistiați fiscal? De răspuns final, nu. Nu. Păi despre asta păi vorbim. Nu, da, înseamnă că este da, informație că... de interes public și nu e secret, nu e pentru Ornis, dar... Da. Domnule, uite, eu o să mă străduiesc pentru chestiune să o aflu. O să amnistieze, dacă vreți, că Sorin a zis bine la indirecte, și povestea penală, pentru că acolo sunt infracțiuni săvârșite, nu întâmplător foarte multe societăți cu capital de stat sunt în cădere libere, pentru că oamenii au furat banii, care înseamnă infracțiuni și trebuie cercetată și recuperat prejudiciu și vin cu amnistie fiscală că n-au reușit-o pe aia penală. Iar domnul Teodorovici probabil trebuie să plătească niște poliți acolo, că nu știe cum se iasă din această... Domnule, dacă îi amnistiază fiscal pe unii care se fac vinovați că n-au virat contribuțiile, bine, spre exemplu, păi stai, aia trebuie... Cum cercetați? Păi, dar sunt foarte multe societăți cu capital de stat care n-au virat contribuții. Societățile cu capital, da. Și sunt amnistie. Domne, îi amnistiază fiscal, dar sunt în pușcărie că n-au făcut chestia asta. Păi despre asta vorbim, înseamnă că sunt oameni. Păi că mai 80% dintre ei sunt clienții lor. Cum să fie pușcărie? Bine, amnistia fiscală, cred că ați înțeles. Și care vă uitați la televizor și aveți clar, că altfel nu v-ați uita aici. Aveți o grămadă de televiziuni unde se pot uita și unii care n-au... Mă rog, nu vreau să jignesc pe nimeni. Mie nu-mi place sintagma aia pe care o folosesc unii, e alu Cața Bencilor, felicitări, Cața Bencilor au găsit la începutul anilor 90, celebra sintagmă, cititorii noștri sunt mai deștepți decât cititorii lor. Bravo lor! Și Dinescu și aia care erau atunci în charge au găsit o treabă foarte inteligentă. Acum au mulți stâmpiți, uitând, sperând că uită lumea, o folosesc ca și cum ar fi. Eu nu spun că telespectatorii acestei emisiuni sunt mai deștepți sau mai proști decât alții. Nu, sunt români normali. Dar românii ăștia normal care se uită la emisiune au înțeles cu certitudine pentru cine a fost dat amnistia fiscală, cât de proști au fost aia care au plătit statului român, un stat care în nemernicia lui de câine turbat, da, să mă amendeze ce neau, mi-asum, a făcut o discrepanță, a făcut o diferențiere absolut nejustificată între bunii platnici și răi platnici, bun, și în altă ordine de idei, atenție mare la asta, statul român este participant direct la asigurarea sau perpetuarea unui mod de a gândi în economia românească, greșesc? Dom'le, gândiți-vă cum se uită acum la emisiunea asta și la subiectul acesta pensionarii care pe 3 ianuarie fac coadă. Cea mai mare coadă care se face în România e în primele zile ale lui ianuarie să-și plătească datorile pe care le au pentru tot anul care abia a început. Bravo lor! Și ei au 10 ani, 20 de ani. Haideți să vă arăt o poză repede făcută de mine ieri în fața Guvernului României. Este ultima fotografie din presa română, mi-asum ce spun. Pentru că astăzi au venit cu pompierii și au dat jos, dă poza, Teddy. Au dat jos cârpângeala aia de acolo. Eu am văzut și acolo, dar am văzut și aici, la noi, lângă B1, la Ministerul de Interne. Iată fotografia, dă-o pe post, este ultima, vă garantez, scoate grafica. Stimați-le spectatori, exclusivitate, poți să pui, este făcută de mine. Această fotografie este făcută de mine, de pe scoarul, cu acordul Poliției Române, am pus avarile și mulțumesc mult Poliției pentru sprijin. 20 de secunde m-au lăsat în acel loc în care se fac adunări, meeting-uri, proteste. Am protestat și eu, dacă vreți.
și am reușit să fac această fotografie document. Ultima fotografie pe care din România o avem cu guvernul țării ăsteia, cu lupul dacic care marchează președinția României la Uniunea Europeană, la Consiliul Europei. Uitați-vă. Cârpa aceea a fost dată jos. Astăzi guvernul... Vreți să vedeți cum arăta și noaptea? Dați-i, dă Teddy și poza. Iată-o. Acesta este noaptea, dar nu e făcută de mine, ca să nu-mi arog drepturile, asta e de pe internet. Luată, nu știu în ce noapte e făcută, arată foarte bine, lupul dacic, tricolorul cu stemă, steagul Europei, totul frumos. Dă-o înapoi pe cealaltă, repet, stimați spectatori, astăzi România este deja istorie, peste 14 ani ne mai vedem. 1-4, peste 14 ani, 14 ani ne despart de urmă, dacă o mai apuca, cine mai apucă, cine mai trăiește, dacă România va mai fi, dacă UE va mai, nu știu. Repet, această fotografie marchează sfârșitul celor 6 luni. Ce am făcut în ele? Wow! Am închis peste 90 de dosare europene. Nu spune nimeni că aceste 90 de dosare europene, dă cartonul Teddy, majoritatea au fost deschise și lucrate de toate țările Europei înainte ca noi să fim la șefia continentului. N-am făcut nimic. Cine știe, uite, întreb pe cei doi, cu ei încep, că sunt și prieteni, dar sunt și doi lideri serioși de sindicat. Ce a făcut România pentru România în 6 luni de președinție la UE? Bă, ce-am făcut noi? Ce-a făcut, cum o cheamă, Dăncilă? Ce-a făcut, nu știu, oricine, Iohannis? Nu știu, ce-a făcut cineva să-mi spună? Bă, poate nu știu eu. Dacă veniți cu asta, cu am închis 90 de dosare europene, înseamnă că îmi sfidați inteligența. Nu, mă, veniți cu ceva concret. Am fost la șefia continentului. Ne-am bătut, vă aduceți aminte ce bătălie era în decembrie, ce era în ianuarie? Venea domnul Iohannis și spunea că nu suntem în stare să fim președinți. Veneau alții și îl scuipau. Venea el și arăta că putem. Astăzi domnul Iohannis a spus că am ieșit cu fața curată. Până la coadă nu l-a întrebat nimeni. Bine, dar de ce ai spus că nu eram în stare? Ok. Bă, s-a terminat. 6 luni? Ca și cum n-ar fi fost. Zimitică, zi, Sorine, ce am făcut noi în 6 luni de șefi ai Europei? Poze. Bravo. Bravo, mă. Ce-am pus pe Facebook? Bravo, mă, poze pentru Facebook. Păi zi-mă ce am făcut în 6 luni. Fotografie, filmulețe și ne-am întâlnit mai des cu ei. Atât tot. Atât. Zi-mi ce a făcut țara asta pentru țara asta. N-ați înțeles? Stai, domnule, mitică, dar nu-i de râs. Stai, domnule, că am avut și comentarii. Dacă te întreabă cineva, tu știi ce să spui că ai făcut ca președinte la SNPPC. Păi ăsta micul, dacă îl întreabă cineva, știe clar ce a făcut pentru sindicate de învățământ. Bă, ce a făcut România pentru România 6 luni cât a fost la șefia Europei? Zim, zile celor de acasă. Au făcut poze și le-au pus pe Facebook. Ce să fac? Păi, n-au zis, bă, că peste tu, Finlanda, din minutul în care Finlanda a primit simbolii de la noi șefia Europei, s-a întâmplat zilele astea, cred că alaltăieri, bă, Finlanda a intrat în fibrilații. Ăia muncesc. Nu doar la Helsinki, muncesc la Strasburg, muncesc la Bruxelles, muncesc de le sar flăcări pe nas pentru că vor să facă bugetul Europei. Vă auziți aminte că spunea România o să facă bugetul Europei. Care buget, bă, sunteți nebun? Aici la masă. Nu auzi, mă? Da, și asta trebuie să întâmplă mandatul, absolut. Mințiți că pe capul României au căzut două dosare grele, Brexit-ul și bugetul României. Și 10 august. Bă, am fost foarte proști. Și 10 august. Ha? Așa, bă, și 10 august, bravo. Bravo. Da, Tudor Babu, am avut și comisar european pe probleme de agricultură și știuletele n-a crescut mai lung sau mai drept în acea perioadă și pentru agricultorii români. Și nici fermierii români n-au primit un leu în plus față de cât trebuiau să primească. Au fost o mică corecție. Și atenție, cât au primit comparativ cu cei francezi, spre exemplu, ca să nu-i luăm pe toți la rând. Haideți să vă arăt ce am reușit noi pentru România în mandatul de președinție. Dar vreți să vedeți ce am reușit, uitați pe ecran. Asta am reușit. E singura reușită a cabinetului Dăncilă și a României. Singura mare reușită. Domnul Ioan Mircea Pascu este interimar, nu definitiv, interimar, este comisar european, cred că în locul doamnei Corina Crețu, dacă vreți părerea mea, așa par toate știrile, dar nu sunt convins, pentru că la Bruxelles, un singur loc am putut să verific și eu la un prieten acolo, mi-a zis, bă, nu e clară, cu Pascu nu e clară treaba. Dar hai să zicem că e în locul doamnei Crețu. Am reușit să-l punem pe Ioan Mircea Pascu, care n-a mai avut loc pe listele PSD-ului, l-au pus comisar european. Bă, în octombrie, septembrie-octombrie, când se întorcă ea de la muncă, abia atunci se fac cărțile, abia atunci se face șefia Europei, abia atunci se face comisia, adică guvernul. Se vor face atunci. Ioan Mircea Pașcu, dragul meu Mitică și dragul meu Sorin, poate nu știați asta, vă spun eu. Știam, am văzut. A fost numit de Vasilica Dăncilă comisar european. În locul Cornei Crețu, nu știm cine și cum, pe bune, va conduce Europa la vremea respectivă, dar ce știm sigur. Iunie, iulie, august, septembrie... Domnul Pașcu primește în medie 20.000 de euro pe lună salariu. Adică într-o aducere 900 de milioane de lei vechi. 90.000 de lei vechi în mână. Pentru că a fost
3 luni, 4 luni a fost comisar european, că este, va primi pensie de comisar european. Va primi pensie toată viața lui. De ce? Pentru că 4 luni a fost comisar european. Apropo, toți ăștia care acum umblă să taie pensiile speciale, nu spun partidele lor că toți au pensii speciale de la Europa. Palea nu le taie. Apropo, nu taie niciunul pensiile de eurodeputați. Domnul Pașcu, îl vedeți în imagine, are pensie. De unde? De la eurodeputăție, dacă are pensia cu și de la faptul că e comisar european? Are două pensii. Da, am... Domnul Pașcu are două pensii, dar să nu spui la nimeni, doar de la Europa. Vă puteți imagina că ăștia luptă, ăștia doi luptă pentru salarii decente într-o țară membră UE, că luptă pentru niște pensii decente ale profesorilor și polițiștilor, iar domnul Pașcu riscă să aibă doar de la Europa două pensii, una de eurodeputat. Și primarii, președinții de Consiliul Județean. Păi eu te întreb. Vor avea două pensii. Prin codul administrativ li s-a stabilit o altă indemnizație în afară de pensia. Ați înțeles cum... Cațavencu a pierdut asta o scrisoare. Să nu mai dai, am închis, am scris în greșeală, nu mai dat pasta Tedicu, am închis 90 de capitole, că e o bășcălie. Am mai spus-o. Măcar Cațavencu găsise o scrisoare. Domnul Pașcu nu știu ce scrisoare a găsit. Dar haideți ca să știe tot telespectatorul despre ce vorbim. Dă cartonul cu Mircea Pașcu primul, nu ăsta. Câți comisari europeni sunt în total? Bă, ca să fiu sincer, nu știu câți miniștri are Europa, dar putem afla, păi Teddy, câți comisari europeni avem, câți miniștri are Europa. Nu cumva are fiecare țară cât un comisar european? E posibil să fie așa. Da? Da. Păi despre asta vorbim atunci. N-a numit pe cineva, a numit pentru că trebuie să avem un comisar. Care era singurul comisar european al României? Doamna Corina Crețu. Dacă nu mai e doamna Corina Crețu, trebuie să fie altcineva. Putea să fie și Ionuț Radu. De acord cu tine. Portarul. De acord. Știu. Capitanul echipei naționale. De acord cu tine. De acord cu tine. Partea pe care eu, poate nu m-am făcut înțeles, este că nu este o mutare definitivă. Nu, domnule, băiatul a rămas fără colegi. Fără colegi, ca Dan Danache. A rămas fără, da, da. Și el de la 48 în cameră n-avea cum să rămână fără. Corect. Deci aceasta este știrea, ca să înțelegeți cum e cu Europa și reușitele noastre acolo. Am reușit să-l punem pe domnul Ioan Mircea Pașcu într-un post fabulos, fabulos, comisar european. Bă, dacă va fi sau nu va fi, nu știm. Dar dacă nu va fi, rămâne că a fost și are pensie de comisar european și salariu 3-4 luni de 20.000, mai mult sau mai puțin 20.000 de euro. Oricum, povestea aceasta ți-o va lămuri, că am înțeles că a promis că va veni la emisiunea ta domnul Dacian Cioloș. Cum e cu comisarul european? Pentru că Dacian Cioloș a înțeles greșit, n-a promis de la nimeni că va veni la emisiunea mea. Eu așa am înțeles. De la cine? Nu, așa da, mi s-a părut. Este o ironie fină ce spui. Domnul Cioloș nu o să vină niciodată la emisiunea asta, pentru că la emisiunea asta domnul Cioloș sau domnul Ponta sau alți domni, dacă vin, trebuie să spun adevărul. Și ei știu, am dat două exemple la întâmplare. Victor Viorel Ponta și Dacian Julian Cioloș. E ca aia, știți că asasinii în Statele Unite în serie, fără nicio comparație cu cei doi, doamne iartă-mă, asasinii în serie au trei nume. Mari asasini în istoria Statelor Unite au trei nume. Închid paranteza, nu știu ce mi-a venit. Deci Dacian Julian Cioloș și Victor Viorel Ponta nu or să vină la emisiunea mea niciodată, facem și de mine, Sorin, pentru că la emisiunea asta, spre deosebire de alte emisiuni, unde aranjat sau nu, sunt mai soft tratați, aici trebuie să spun adevărul. De ce? Pentru că risc să le spun așa. Prenea Dacian, ești bărbat? Da. Deschideți-mă telefoanele. Ai spus lui Teddy, ia deschide-mă telefoanele. Hei, ce ai făcut, Bobiță? Băsescu stătea pe scaunul Sorin și i-am spus, domn președinte, deschide-mi telefoanele. Deschide-le, mă, Tudore. Și îi rog frumos, în direct a spus. Păi aia care vor să mă înjure, să înjure frumos, că se uită femei la televizor. Băsescu a avut sânge în el. A stat acolo, după 10 ani de președinție, adică puteau să sune 30 de telefoane și să-i zică de familie și de neam și de aia, bă, ce ai făcut, bă, care ești tu, turnător la securitate și trădător de neam și de țară. A stat acolo. Nu o să vină, mă, Sorin Cioloș. Deci, oricum, când va veni sau unde va veni, probabil că... Știi ce l-aș întreba prima întrebare? Uite, Dacian Cioloș, ca să știi dacă accepți toată invitația cu drag. Prima întrebare în numele lui Sorin Dragne. Îți voi pune întrebarea următoare. Domnul premier Cioloș, da. În vinerea de dinainte de alegerile din 2016, vineri aveau loc alegeri duminică. De ce n-ați plătit salariile profesorilor din România, domnul prim-ministru? Atenție! Erați etichetat ca premier al liberalilor și ați ars pe liberali într-o manieră impardonabilă, ca să nu zic jegoasă. N-ați dat banii de salarii profesorilor, e adevărat, Sorin Dragne? S-au dus în foarte multe unități de învățământ, în foarte multe județe din țară, s-au dus profesorii, deși trebuia să primească salariile vineri, înainte de alegeri, s-au dus duminica la vot cu cardul încă nealimentat. Da? Pentru că au intrat banii mai târziu. Este adevărat că nu premierul
României se face vinovat, cum nu se face vinovat de altfel nici... Dar cine? Cum, imediat spun. Păi cum să le spună cine? Cum nu se face vinovat de altfel nici comisar european pe probleme de agricultură pentru recuperarea ecartului de anumite state europene față de cele mult mai avansate, printre care s-o fi numărat în mandatul acela și România. Bine. Deschidem un capitol extrem de interesant. Sondaj IMAS, sondaj CURS și sondaj CURS. Cu ce prietenii să începem? Zici, ai pregătit primul. Ce vreau eu? Sondaj CURS, sondajul CURS. Nu, dăm tăi repede IMAS-ul ca să scăpăm de el. IMAS-ul, stimați telespectatori. IMAS-ul, celebra casă de sondare a opiniei publice. IMAS, o să vedeți știrea imediat, ce zice? IMAS-ul, ce zice, bă, tăi, că nici mai știu. Ăsta IMAS, G4 Media, sondaj IMAS, la alegerile parlamentare PNL ar ieși primul, stai așa, primul, cu 27%, PSD obține sub 20%. Stați un pic, dar de ce sub 20%? Că a promis că majorează salariile, cum? Bă, eu spun ce spune IMAS-ul, mă, numai bate bani și oamenii n-au înțeles lucrul ăsta. Voi ăștia de la poliție, dar oamenii, oamenii n-au înțeles că ăștia majorează salariile. Imediat, Teddy, imediat. N-au înțeles că mărește pensiile, salariile. Uitați-vă la știre. Pe mine nu mă frapează că ar câștiga liberalii, că n-ar fi decât în trendul votului din 26 mai. Pe mine nu mă deranjează nici informația că PSD-ul ar obține sub 20%, că acum sunt într-o găleată energetică din punct de vedere al electoratului. Eu nu cred, văd că PSD a crescut. Pe mine ce mă deranjează, sau nu mă deranjează, mă miră că au spus adevărul cei de la IMAS, este că USR ar lua cu 10% mai mult decât plus. Păi dacă le separi, aritmetica mea este simplă, dar credeți-mă că e aproape corectă. Dacă separi USR de plus, că așa i-au făcut oamenii ăștia. Așa a fost comanda. Mă rog, așa a fost plata. USR ar lua cu 10% mai mult decât USR? Păi dacă împreună au luat 22%, iar USR ar lua cu 10% mai mult decât plus. Cât a adus plus în familia aceasta în 26 mai? E o întrebare pentru clasa 4-a. Vă spun eu. 5-6% maxim. Atât a adus domnul Cioloș, Dacian Julian. Cam cât a adus Rareș Bogdan singur pe piept, le-a stop pe piept la PNL. Ca să știți despre ce vorbim. În ecuația USR plus plus, ăla dă pe plus, adică plusul, un fel de ALDE. Da. Am greșit calculul, poate am greșit. N-ați greșit cu nimic, dar vreau să vă spun ceva apropo de Cătușe și de Zornăiți. Șeful Corpului de Control, știți că unul din țintele doamnei Carmen Dan este Ioniță de la DGA. A fost dat afară de către Ioniță din sediul DGA, pe bună dreptate, pentru că încălca legea. Șeful, inspectorul șef de la Piatra Neamț, care a lucrat în dosarul lui Aripel, la Ciorăpel, cum îl cheamă, este pe lista neagră a lui Carmen Dan ca să fie schimbat din funcție, tot cu presiune ale Corpului de Control prin domnul Humă. Și lucrurile pot merge mai departe, dacă vreți, dar nu știu în ce măsură îi profită doamnei Carmen Dan aceste lucruri, pentru că, de exemplu, secretarul general Junc, soția lui, are un dosar penal la Academia de Poliție, unde se pare că lucrurile au fost chiar așa. Adică a încercat să fraudeze Academia. Ia uitați-vă ce mi-a marcat aici și așa, Teddy, că trebuie să știm pentru CNA. Stai, mă, că mă amendează CNA-ul. Ce vă amendează? Sondajul a fost realizat, acesta, pe care îl vedeți, rezultatele... Asta doream să întreb eu, jurnalistic vorbim. Ai, mă, ți-am spus, mă, că te... Băi, microbul a intrat la tine, nu mai ești vindecabil. Ai să te faci jurnalist, crede-mă. Sondajul IMAS realizat la comanda USR în luna iunie. Perfect. De aici putem să dăm drumul la comentarii? Da. Era clar că este comandat de cineva, că dacă nu îl comanda cineva, munceau oamenii degeaba. Da, nu o să facă nicio casă de sondaj. Eșantion reprezentativ, plus, minus 3%, vă spun asta. Aia, marja de eroare e foarte importantă. Cât e marja de eroare, Teddy? Știți cât are PSD acum? 18%. Are 18%. Nu mai fiți răutăcioși. Vă rog frumos, eu nu cred. Domnule, că dacă acolo diferența este de 10% și marja de eroare de 3%, s-ar putea ca diferența să fie de 13%. Nu, s-ar putea ca PSD-ul să aibă 23%. Nu, eu vorbesc de... Domnule, vorbesc de... PSD are 18%. Curs în capitală la partide, zi. Pentru că eu nu știu până în ziua de astăzi dacă cetățenii onorabili care au votat Alianța USR Plus 2020-2020 au înțeles până la această dată, votanții USR-ului, cine le-a băgat plusul pe gât. Eu nu știu dacă ei au înțeles cine le-a băgat și de ce. În momentul acesta... Nu înțelegi, măi, jucătorule, cu vorbele... Bă, tu vin la mine, adică tu ai venit să mă instigi sau cum? Nu, domnule, pe votanți, că Tudor Barbu nu are decât un vot. Dar 20% din această populație înseamnă foarte mulți cetățeni. Bine, eu n-am... Domnule, urmează negocieri. Dacă negocierile nu se tranșează rapid,
IMA sau altcineva va mai face un sondaj. Bine. Care va ieși adevărul. Atenție mare! Liniște puțin, acasă un pic de atenție, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele. Am ales din news politică știri așa. Curs, sondaj, curs. Ce politicieni se bucură de încrederea bucureștenilor? De ce am luat-o pe asta cu bucureștenii? Că în principiu Bucureștiul are 2 milioane și ceva de locuitori, 10% din electorat, chiar mai mult, adică mai mult de 10%. Gabriela Firea suferă din cauza PSD-ului, Iohannis e pe val, dezastru pentru Orban. Dezastru pentru Orban? Da! Haideți să vă arăt și de ce. Dă clasamentul făcut de curs. Atenție mare. Nu e vorba de voturi, ci e vorba de simpatie. Cât la sută îi iau bucureștenii la suflet pe respectivii? Dă-i. Hop, stai așa, nu mai stai mai puțin. Hai, e bine, hai la asta direct. Hopa, zice așa, ce părere aveți despre următoarele personalități politice? Foarte proastă, foarte bună. Deci, Klaus Iohannis. Ce ai făcut, mă? Mi-ai luat foarte proastă 47, foarte bună 49, deci Iohannis e pe plus cu 2%. Gabriela Firea 50, foarte proastă 40, foarte bună, e pe minus cu 10%. Rareș Bogdan 43, foarte proastă 39, minus 4%. Și uite așa, le citiți, Traian Băsescu, aproape bara-bara, Traian Băsescu cu Rareș Bogdan, aproape bara-bara, are un deficit la imagine proastă mai mare decât Rareș Bogdan. Cioloș pe locul 5, Dăncilă 65 la 31, citiți și voi cine are, pentru cei mai în vârstă, cei din casă, cei mai tineri, să le citiți, citiți-le mămicășilor să înțeleagă și bătrânii cum stau lucrurile în capitală. Deci, Klaus Iohannis este singurul personaj politic din România actuală. Atenție, e toată lumea pe acest tabel, toată lumea care contează. Mai lipsește Gâdea, mai lipsește Victor Ciutacu, lipsesc prezidențiabilii de pe la televiziuni, în rest sunt toți aici. Atenție mare, mare atenție. Iohannis, Firea, Rareș Bogdan, Traian Băsescu, Cioloș, Dăncilă, Dan Barna, Ponta, Tăricelu, Călin Popescu, Tăricelu, Ludovic Orban și Gabriel Oprea. Cine, mă? Gabriel Oprea? Păi ăsta acum pe domnul general acolo l-am văzut. Bine, are 69 părere proastă și 8% părere bună. 8% sunt oameni care au o părere bună despre domnul Oprea. Foarte tare. Nu m-am mirat, CNA-ul, am constatat, nu m-am mirat. Voi doi ce ziceți, prieteni dragi? Nu scoate tabelul să ne spună și prietenii. Ce să zicem? Nu, lasă-l pe ăsta un pic. Singurul care pe plus e Iohannis. Singurul personaj politic în București cu pe plus. Restul sunt pe minus. Păi da, eu întreb așa, de ce? Păi hai, mă, asta știu și eu să citesc, mă, mitică. Zi-mi de ce Dan Barna are minus 8% la încrederea. Minus 8% are Dan Barna, de ce? Păi Dan Barna... Păi nu era București al lor? Stați un pic, că nu era încă București al lor. Păi Dan au câștigat, Barna... mă, la alegerile astea. Bun, au câștigat, bă, la alegerile astea au fost politice, n-a fost vot. De asta acum discutăm pe un vot personal, pe o persoană, nu vorbim pe o formațiune politică. Mi-a că a venit astăzi montat de cineva. Cred că l-au trimis de la vreo unitate specială la mine la emisiune să mă îmbrâlge. Iohannis, e diferență băi. Între formațiunea politică și, dacă vreți, votul unui nominal. Aici vorbim de unui nominal. E pe persoană fizică vorba domnului Marian Vanghelie. Și sigur că lucrurile sunt total diferite aici. Domnul Barna, de exemplu, încă nu a câștigat acea notorietate, știu eu, gen Klaus Iohannis sau gen Rareș Bogdan sau, știu eu, Firea. Oameni care au fost în spațiu public de mult timp. Ludovic Orban, frate, atenție, președintele PNL-ului are 72% pe minus și 14% pe plus, deci o diferență prețioare de 58%. Vine din 90. 58% negativ, Orban. Stați un pic. Pentru că într-un sondaj răspund probabil și cei care nu merg la vot. Aici nu le-au spus cei care nu e mai părerea bucureștenilor, mă, nu e, n-are legătură cu votul. Dar oamenii ăștia n-au spus că dacă s-ar duce la vot. Absolut. Răspund și oamenii care vor sta acasă. Da. La domnul Orban, cum să spun, eu cred că e cel mai fidel rezultat, pentru că PNL-ul a luat 15% în București. Așa. Ăla e domnul Orban acolo, 14-15. Da. Restul, cine n-a votat PNL-ul, votea. Nu să-l placă pe domnul Orban, domnule. Eu cred că ăla e cel mai fidel. Ai găsit totul pe explicație. Păi atunci explică și mie de ce Dacian Cioloș are 32, domnul Dan Barna are 29 și împreună în București n-au făcut 60%. Pentru că nu-i fidel răspunsul respectiv. Ai găsit o soluție și aici. Bine. Da. Și fiți atenți acum. De fapt, asta este cu ce părere aveți despre. Domnule, am o părere bună, foarte bună, proastă, extrem de proastă. Luați-l pe ăla cu votul. Întrebare corectă.
Știți că trebuie sondată opinia publică, iar Bucureștiul este un eșantion reprezentativ. Nu vreau să am să mă erigez că sunt bucureștean născut, crescut aici. În... Nu, suntem la fel de buni sau de răi ca oricare cetățean în România. Numai că ora exactă, politic, economic, social, cum vrea țara, pleacă totuși de la București. Este un dispozitiv care transmite ora exactă. Bine, dă-mi Teddy pe ălalt. Te rog frumos, hai acum. Hai ca să le... Îl uită lumea pe ăsta până îl dai tu pe ălalt. Și fiți atenți, sondaj curs proaspăt, cald. De ce râzi? Nu râd, eu verificam informația dumneavoastră. Sunt cu cineva și îmi scrie clar că a fost amenințat prin controle Audi, DGPI, corp de control și așa mai departe. Apropo de... Mă pui la îndoială, eu am crezut că vii și mă ajuți. Păi eu am crezut, sincer, eu vă ajut. Nu, Mitică, știi ce am crezut? Eu vă ajut, și mai decepționat. Eu am crezut că vii și spui datul, Dore. Păi da, asta... Situația în Ministerul de Interne e dramatică. Păi da, asta... Așa cum bine ai spus, dar eu nu pot să spun ce spui tu. De ce? Pentru că nu sunt lideri SNP. Eu vă spuneam pe... punctual. Așa. Că se confirmă... Cât de gravă e, mă, ia spune, cât de gravă e situația grav, în Minister. Este foarte gravă. Ce? Teddy, stai că... Eu asta încercam să spun, să merg în sentimentul dumneavoastră și să transmit mesajul că este foarte grav. Omul ăsta îmi scrie că a fost amenințat, că a fost, știu eu, i s-a solicitat să prezinte. Spune-le oamenilor că ești la o televiziune națională de știri, în direct, bă, nu vă teme oamenii de poliție. Îi scrie așa, atenție. A fost amenințat controlul audit. Cei care sunteți în poliție, amenințat. Ascultați, corp de control este cumplit. Mă atacă într-una. Da. Eu le spun așa celor care sunt, mi-asum ce spun. Cei care au funcție de conducere în poliția română să nu creadă că un sistem mizerabil, ocult, de la de canalizare, care lucrează în defavoarea țării, în primul rând, și care vă vizează, va fi câștigător. Nu. Cei care, vorba lui Mitică, cei care vă știți vinovați în Ministerul de Interne, cât mai puteți, spuneți-vă repede haina și cașcheta în cui și dați-i drumul. Vremurile care vin și nu depinde nici de Dăncilă, nici de Iohannis, nici de Barna, nici de B1 și nici de Antena 3. Nu. Din păcate depinde de oameni pe care voi nici nu-i cunoașteți. Ori să vină, brațul acelui conclav este atât de lung și de puternic încât nici nu-l simțiți când vă beregățește. Nu am deci am greșit ce am spus? Nu ați greșit cu nimic. Eu chiar am punctat decisiv în sensul că dumneavoastră ați folosit o informație corectă. Bine. Și am venit punctual poți cu exemplu. Poți să pui un pic de gaz pe subiectul ăsta, pe focusul acestui subiect? Poți să pui gazul, dar să nu-l lasă arde că-l ardem după pub. În 10 secunde. În învățământ, de când s-au dat concurs și ocupă posturile cu concurs inspector și director, sunt mulți mai mulți care își dau demisia cu concurs fiind decât erau înainte când erau numiți cu delegații. Ai vreo explicație? Inspectori... Nu. Presiune. Vă dau un exemplu. Poporul român. Ia ascultați, vă dau exemplu. IPJ Vâlcea. Concurs de inspector. Oprește-te șef. Puțin. Okay. IPJ Vâlcea. Concurs de inspector șef. Oprește-te puțin. Mă opresc. După 2-3 minute de publicitate venim cu Mitică și dezvăluirile de la Vâlcea. Exact. Da, o secundă mitică, că e foarte important. Vreau să vă spun trei lucruri. Primul, acesta este sondajul pe care vi l-am promis înainte de publicitate și mă țin de cuvânt, o să-l comentăm. Al doilea, fără să divulg nici sursa, nici telefonul, vă spun că se confirmă ceea ce am vorbit în debutul emisiunii despre presiunile uriașe care se fac asupra unor structuri de esențiale din partea de temelie și structură de rezistență a Ministerului de Interne. Ca se de fac exemplu de Ghea. Eu n-am vrut să dau nume. Păi dau eu. Dau eu la Deghea de o lună și stau acolo toate tipurile de controle, toate tipurile... Dar de ce vor capul omului ăla? Pentru că a ieșit public. Nu, vă amintiți? Și a zis, da, și... Păi, și a zis că nu trebuie să ieși public să spui ce se întâmplă în Ministerul de Interne, că a deranjat-o pe doamna Carmen. Jandarmeria română, aici știu eu, din informații la fel de sigure, dar, repet, la fel de... protejate pentru că oamenii sunt cu uniformă militară pe ei și nu... La Râmnicu Vâlcea, nu trebuie să le punem nici familiile, nici veniturile, nici funcțiile în pericol, dar, repet, jandarmeria română trece prin momente foarte grele. Și nu după evenimentele din 10 august au trecut. Nu! Păi, ar fi fost în regulă ca motivul de supărare să fie ce a făcut jandarmeria atunci și cum se judecă procesul ăla. Cu Coș încă doi. Bă, nu știu! Să nu culpabilizăm. Certe că oameni de toată isprava, Mitică, lasă-mă să termin fraza. Okay. Oameni de toată isprava din jandarmeria română sunt pus sub mare presiune. Repet. Păi știți de ce? Am auzit numai... De ce 10 de ce, august? Mitică? Păi știu ce s-a întâmplat în 10 august. Aia e presiunea. Păi și parchetul militar, mă, în care eu am avut mare încredere. Parchetul militar văd că o cam lălăie. Zic și eu. Da. Bună ziua, domnul Bruno Ștefan. Alo? Da.
Cu respect, domnul Bruno Ștefan. Vă salut, bună ziua. Vă mulțumesc mult că ați avut eleganța să ne acceptați, să acceptați invitația la B1 TV, fie și prin telefon. Ștefane, te întreb așa, cum vezi rezultatele acum, nu cifrele, că ar fi inelegant ca un șef de casă de sondare a opiniei să comenteze rezultatele, cum se cheamă, altora. Dar, te întreb direct, rezultatele acestea de după 26 mai, în ce cheie trebuie citită, Bruno Ștefan, de vreme ce, alea au fost alegeri europarlamentare, iar sondarea se face pe politică internă? Sondajele se fac oricând despre absolut orice și în absolut orice moment. Nu există un moment potrivit pentru a face un sondaj. Cine își dorește face observă ce se întâmplă în momentul respectiv. Ceea ce ne arată sondajele respective este oarecum previzibil. De regulă, după alegeri, câștigătorii mai iau puțin ceva în plus. Și sondajele astea la fel arată. Și perdanții se mai duc puțin țel în jos. Cu câteva excepții. Excepții care apar și acum în sondajele astea și eu le creditez ca fiind corecte. Corecte pe cât se poate, pentru că și eu, conducând un institut de sondare a opiniei publice, știu cât de dificil este să convingem niște oameni să mai răspundă, pentru că este o ură foarte mare a populației față de sondajele, ajungem tot mai greu la oameni. Întrebare, da? Pe care sunt convins că, știindu-te profesionist, ți-ar pune-o oricare român care te-ar avea în față sau la telefon ca mine. Domnul, ar zice așa românul, domnul Bruno Ștefan, domnule, Gabriela Firea, dacă e să ne uităm pe ecran la B1 acum, ar câștiga duminica viitoare alegerile la Primăria Capitalei. Deși, pe 26 mai, acum 3 săptămâni, 2 săptămâni, nu știu, 3 săptămâni, o lună. Da. Și-a luat, o lună și un pic. Și-a luat bătaie cu fanfară pe calea victoriei de la USR și PNL. Da? Așa este. Întrebare. Ce să înțeleg eu, o să vă întrebe românul, domnule Bruno Ștefan, din acest sondaj și rezultatul din 26 mai? Nu se bat cap în cap. Nu. Nu, să știți, pentru că, da, PSD-ul a luat 15% atunci la alegerile europarlamentare, dar Firea n-a candidat atunci. Când este pusă pe buletinul de vot Firea, ea are ceva mai multă încredere. Firea nici măcar nu s-a implicat în campania pentru europarlamentare. Ba, cumva a și boicotat-o alături de alți primari de sectoare. Vedeți că și Daniel Florea și-a dat demisia de la PSD. A fost, deci, un boicot al unor primarilor, a celor mai mulți primari. Poate doar Mutu s-a implicat puțin el mai mult de la sectorul 6, dar nici el prea mult. Așadar, există o populație care votează PSD-ul la primărie. Eu n-am îndoială de această populație. O populație care a sancționat însă la europarlamentare și politica lui Dragnea și eu cred că PSD-ul oricum nu-și revine, dar are niște lideri. USR-ul nu și-a anunțat candidate și atunci e normal că el să treacă din nou într-un ușor recul. Dar nu e real. O să, adică, astea nu vă fac să vă culcați pe urechii să spuneți, iată, am recrescut Firea. Nu s-au pus în față candidații pe care lumea nu s-au aliniat la start. Și atunci sunt așa doar o intenție foarte vagă. Până când vei fi alături de mine în platoul emisiunii mele, și sunt convins că o vei face, pentru că știu cât de tare ne prețuim unul pe celălalt și ne respectăm, te întreb direct, după părerea ta, finala din iarnă pentru prezidențiale, din toamnă spre iarnă, da, va fi de dreapta toată sau va fi între PSD? Nu. Între Iohannis și Dăncilă. Bruno Ștefan, păi acum chiar trebuie să vii la emisiune, că ce ai spus acum trebuie explicitat ca modulul la matematică. Trebuie să vii. Eu n-am îndoială că lucrul ăsta se va spun întâmpla. Că și eu cred chestia asta foarte tare. Și eu cred chestia, dacă nu, oricum PSD-ul va decide președintele României într-o finală între ei. Nu va decide PSD-ul. PSD-ul va pierde în această bătălie. Dacă va fi în finală, pierde. Bruno Ștefan, dacă finala va fi Iohannis Dăncilă. Eu așa o văd acum. Foarte tare. Eu sunt ghicitor în stele și... Săptămâna cealaltă, oameni buni, îl voi convinge pe Bruno Ștefan să vină să discutăm despre această afirmație care pe mulți sunt convins va șoca, dar are un foarte mare, mai mult sâmbure decât fruct, un mare sâmbure de adevăr. Mulțumesc mult, Bruno Ștefan. Finala Dăncilă, Iohannis, cum e prieten, dragi, președinte de sindicat? Începem cu asta sau cu... Zi, mă, nu, lasă, ce vrei comentezi, dar mie mi se pare că ai de
foarte cel mai tare. Este foarte credibilă o astfel de finală în situația în care doamna Dăcilă își va asuma rolul de perdantă a acestei curse, pentru că evident că PSD-ul trebuie să trimită pe cineva în cursă care își asumă rolul să piardă. Dacă doamna premier nu se va simți coafată, despletită, tăvălită în campania electorală, politic vorbind, de candidatul actual președinte al Republicii, atunci, cu siguranță, dumneavoastră aici va fi cea care va intra în mitică? Eu cred că PSD sau formațiunile de stânga trebuie să vină cu un candidat nou, cu cineva care să nu aibă legătură cu politicile din ultimii ani. Pentru că sunt din start perdeanți. Faceți un efort de imaginație și sinceritate. Vă spun și de ce va intra Dăncil în turul 2. Mm. Pentru că în momentul acela s-ar putea să supăr mult acum electoratul domnului Iohannis. Dar eu lansez o temă de campanie. Dacă Dăncilă intră în turul 2 cu Iohannis, PSD-ul rămâne și termină mandatul până în 2020. Da, îi spune de umblat. Nu. Ba da. Pentru că nu se va constitui o majoritate parlamentară, o altă majoritate parlamentară, dacă Dăncilă intră în... Cum adică? PSD-ul... Îl confirmă pe Pleșoianu, care spunea că doamna Dăncilă are telecomandă. Dom'le, PSD-ul în turul 2 înseamnă că nu e... PSD-ul a mai fost... PSD-ul aproape întotdeauna la prezidențiale a fost în turul 2 și a pierdut alegerile. Deci pentru PSD nu va fi drama cea mai mare acum. În afară de Iliescu n-a mai câștigat nimeni de la Partidul Social Democrat. Eu cred că la masa asta este bunul care... Nu, reformulez ca să nu... Voi credeți, ca să terminăm o dată cu acest personaj care mie mi se pare cel puțin bizar, ca să nu... Eufemistic vorbim, domnul Pleșoianu. Voi credeți că domnul deputat Pleșoianu vorbește altceva decât își dorește domnul profesor Voiculescu să vorbească Pleșoianu? Păi fiecare dintre ei au telecomandă. Terminați o dată cu Pleșoianu, cu Liviu Pleșoianu, deputatul PSD, candidatura... Candidatura lui Pleșoianu, dacă nu exista Gâdea și dacă nu exista Antena 3, candidatura lui, ca și a lui Mircea, cum îl cheamă, eurodeputatul, care a zis Mircea Diaconu, l-am auzit, n-a mai vrut să candideze. Băiat de bun simț, băiat finuț, domnul actor Mircea Diaconu n-a mai vrut să candideze. Îi stăteau rău 15.000 de euro pe lună în buzunar, cash. Îi face la orice teatru din București, mai ales la teatrul astea de care își bate joc guvernul și i-a scos pe actori și pe mașiniști și pe scenografi și pe toată lumea i-a scos în stradă, în piața guvernului. Domnul actor Mircea Diaconu își câștigă 15.000 de euro just like that în teatrul românesc, ăsta care e în faliment băgat de Ministerul Culturii al țării lui. Dar a ajuns prima scenă a teatrului să se mute în Piața Victorie. Prima scenă a teatrului românesc, Teatrul Național I.L. Caragiale, s-a mutat în Piața Victoriei. Dacă vă puteți imagina, ați mai văzut vreo țară europeană așa ceva? Și vine și... Deci, repet, ca să te numate cu Pleșoianu, dacă nu vrea domn profesor și nu vrea Gâdea și nu vrea ăștia, domnul Pleșoianu era zero barat. Nici nu câștiga concursul pe care l-a câștigat și nici nu ajungea deputat unde a ajuns și nici nu ajungea candidat pe la președinția României sau a PSD-ului. Ce concurs a câștigat? Păi nu cunoști cum s-a lansat, domnule. Ei, ba da, cunosc. Pune mâna, păi și atunci. Cunosc. Și atunci. Putem comenta un pic și asta? Da, te rog frumos. Zi-te de ce ai zis că n-am auzit. Un minut jumătate ai dreptul să comentezi. Comentează-mă. Nu mă surprinde faptul că doamna Firea este pe primul loc. Doamna Firea are electoratul domniei sale dincolo de granițele Partidului Social Democrat. Unde e pe primul loc? Că nu e pe primul loc. De cum nu e pe primul loc? 30. Dă-mă grafica, mă! 31. Să candidez. Așa, uitați, nu e pe primul loc. Poftim. Avea loc de... Dacă alegerile, cred, nu știu. Dacă la primăria municipiului București. Ar câștiga. Și sondaj făcut acușcă. Hai să citesc datele. Deci zice așa. Universul de eșantion... Hai mă, Teddy, cum universul, mă, de eșantionare? Cine înțelege, mă, cuvintele astea? Populația adultă rezidentă în municipiul București, neinstituționalizată, în vârstă de 18 ani și peste, volumul 1067 respondenți, votanți 18 și peste, marja de eroare plus minus 3%, o nenorocire pe care trebuie să o citesc să nu mă amendeze Herjeu, Cristina, cum o cheamă, Pocora și cu... Da, de regulă, mai știu, de regulă primarii în funcție, la stilul ăsta de lege dintr-un singur tur, sunt avantajați. Două aspecte vreau să aduc. De-aia trebuie să două tururi. Doamna Firea și-a agățat două trese pe umăr, Traian Băsescu și Liviu Dragnea, adică este singurul om politic care, politic vorbind, s-a luat la trândă cu acești doi monștri sacri și n-a ieșit prea șifonată, da? Și pentru asta are încrederea unei bune părți din electoratul, nu doar bucureștean. Și doi la mână, doamna Firea este cea care s-a războit, încă o dată spun, cu Liviu Dragnea și aduceți-vă aminte de candidații care au câștigat pentru că s-au războit cu propriul Partid Social Democrat. De aia, trebuie să iau publicitate. Opriți-vă un pic. Am primit un mesaj de la Doru Mărieș pe care îl salut public. Știți că dacă mi se pare interesant...
am încheiat cu Vâlcea și n-am explicat. Un pic. Avem tot timpul, urmează ora a doua. Doru Mărieș, dacă vrei, te sună Teddy. Acum, după pauza publicitară, Doru Mărieș, care îmi spune așa, ca să vă incit. Băi, Tudore, nu e vorba de Iohannis și Dăncilă, e vorba de Iohannis și Teodorovici. Foarte tare, publicitate.